ziua! Bună ziua! Te rog! Așa am înțeles că numărul locurilor bugetare a rămas la nivelul anului trecut, corect? Exact. Sau dacă sunt anumite schimbări în prioritățile pentru repartizarea locurilor bugetare? Deci, așa cum am enunțat și în ședința de guvern, suntem cu planurile de admitere pentru comanda de stat la nivelul anului trecut. Pentru învățământ superior sunt câteva domenii pentru care sprijinul prioritar continuă. Speranța noastră este că aceste domenii, într-adevăr, vor fi și acoperite prin solicitări de candidare și aici este vorba de științe ale educației, deci aproximativ 25% din numărul total de locuri din comanda de stat, inginerie, tehnologii și tehnologii de fabricare și arhitectură, circa 23%, TIC, circa 12%, medicină, circa 10%, agricultură sau științe agricole, circa 5% și mai departe deja în scădere. Există, ca și mai înainte, facilități pentru absolvenții școlilor din raioane de est ale țării, în număr de 260 de locuri bugetare. De asemenea, avem facilități pentru candidații din familiile socialmente vulnerabile, 15% din numărul total de locuri bugetare care sunt acordate pentru partea de studii de licență. Și, de asemenea, în acest caz este vorba de acordare de prioritate pentru persoanele rămase fără ocrotire părintească sau persoanele cu anumite grade de nevoi speciale sau grade de dizabilitate. Pentru masterat, iarăși este vorba de o comandă de stat la nivelul anului trecut și pentru studiile de rezidențiat și secundariat clinic, de asemenea, la nivelul anului trecut. De ce până acum nu a fost aprobat? Pentru că deja procesul este... Este vorba și de faptul că o bună parte din timp, din păcate, guvernarea precedentă nu a acordat suficientă atenție tuturor proiectelor de hotărâre de guvern care urmau să fie aprobate. Există o procedură pentru aprobarea lor și de aceea, în unele cazuri, s-a întârziat mai mult decât, decât era necesar. Care este numărul total de locuri pentru învățământul secundar tehnic? Pentru învățământul profesional tehnic, da. Deci, pentru învățământul profesional tehnic, ca să vă dau câteva detalii, deci, planul de admitere pentru învățământul profesional tehnic secundar prevede admiterea a 8.374 de persoane la partea de finanțare bugetară și 1.210 persoane cu finanțare cu taxă. De asemenea, învățământul profesional tehnic post-secundar și post-secundar non-terțiar, aici avem admiterea a 3.889 de persoane pe finanțare bugetară și 6.637 persoane pe finanțare cu taxă. Aici este important să zicem că am răspuns și la solicitări din partea ministerilor de resort. Avem locuri care necesită cheltuieli, deci locuri suplimentare nu foarte multe, dar la tehnologia panificației, la tehnologia produselor de origine alimentară și o solicitare pentru specialitatea mecatronică, mașini și utilaje agricole. Aici a fost o solicitare specială și cheltuielile sunt acoperite integral de către Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare. Deci cam astea sunt datele generale. Speranța noastră este că vor exista solicitări și că aceste locuri vor fi acoperite. Vom vedea. Sperăm să existe motivație și în continuare mai mare decât am văzut în anii precedenți pentru ca să vină tinerii și la specialități necesare și pentru dezvoltare economică, dar și pentru domeniul științelor educației. Vom vedea deja care vor fi rezultatele. Eu, doamnă, vreau să le explic ce s-a decizivat de a a fost o inițiativă pe care am susținut-o cu plăcere din partea doamnei ministru Alana Merencu. Este vorba de excluderea obligativității prezentării acelor certificate medicale cu care se chinuie toată lumea atunci când își pregătește documentele pentru admitere și care, de fapt, cunoaște toată lumea, a fost și un generator de situații de estorcare de mită sau mai puțin, deci acțiuni mai puțin legale.
De aceea noi am făcut un ordin comun prin care necesitatea prezentării acestora la momentul prezentării documentelor pentru admitere este abrogată și ulterior deja vor putea fi prezentate doar de către cei care sunt admiși la studii pentru ca să facilităm pe de o parte și procesul și timpul candidaților să nu mai fie atât de solicitat și respectiv să excludem această, acest cadru care facilita instrucarea de minte sau propunerea de minte, dacă vreți. Cu plăcere!